Documentul de mare însemnătate a fost adus în gorj de către secretarul de stat în MAE, Janina Situaru, care l-a înmânat personal președintelui Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu. Evenimentul a avut loc ieri când s-au împlinit 86 de ani de la inaugurarea ansamblului monumental Calea Eroilor. Șeful județului Gorj spune că includerea operelor în patrimoniul UNESCO vine atât cu beneficii cât și cu responsabilități. Sunt obligații, dar și beneficii. Obligații în sensul a organiza împreună că cu Patrimoniul cu Culturii. toate acțiunile în ceea ce privește protejarea întregului ansamblu, dar și beneficii, pentru că discuțiile purtate de-a lungul timpului cu mari agenții de turism există, un turism destinat anumit doar acestor patrimonii în, turism, în UNESCO. Sperăm, sperăm că împreună cu Ministerul Culturii, împreună cu Institutul Național al Patrimoniului, împreună cu icr să facem un plan concret pentru municipiul Târgu Jiu și de ce nu să venim într-o alianță sau o asociație cu municipiul Craiova, având în vedere că și Târgu Jiu și Craiova dețin mare parte din patrimoniul Marelui Brâncuși. Această recunoaștere internațională, realizată prin eforturile constante și devotate ale autorităților locale, județene și centrale, alături de specialiști, diplomați, mediul academic și comunitatea locală, reprezintă un tribut adus marelui artist Constantin Brâncuș. Prin geniul său artistic, Brâncuș a creat un libaj universal al artei moderne, inspirând generații de sculptori din întreaga lume și consolidând patrimoniul cultural al României în conștiința globală.